Premierul Viorica Dăncilă a declarat că trebuie găsite soluții legislative pentru votul în diaspora, cum ar fi introducerea votului electronic, în contextul cozilor care s-au format la secțiile organizate în străinătate. Actualul președinte al PSD a mai declarat că nu este de acord ca partidul să ceară retragerea vreunui candidat de pe lista pentru Parlamentul European. Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader confirmă pe Facebook afirmațiile premierului Viorica Dăncilă, precizând că pe masa guvernului nu a ajuns vreo ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere, pentru că el a refuzat să însușească proiecte elaborate în alte centre de reflecție. Vizita Papei Francisc în România este una istorică și mult așteptată pentru mii de oameni, iar pentru buna desfășurare a evenimentului au fost implementate o serie de măsuri drastice de securitate, pelerinilor recomandându-se să coopereze cu voluntarii și organizatorii. Papa Francisc va sosi vineri la ora 11:30 pe aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni. Programul complet al suveranului pontif poate fi consultat pe mediafax.ro. Mediafax și grupul Agrointeligența organizează conferința Mediafax Talks About Smart Agriculture azi, începând cu ora 9:30 la Hotel Marriott. Evenimentul va fi transmis live pe mediafax.ro și pe pagina de Facebook Mediafax. Iar liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, este pregătit să sprijine un al doilea referendum pentru Brexit și ar putea avea loc în câteva zile, a anunțat cotidianul Mirror, citând reprezentanții formațiunii. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.